O nouă manifestație masivă împotriva reformei judiciare propusă de guvernul condus de Netanyahu. Pentru a noua săptămână consecutiv, mai multe mii de israelieni au ieșit pe străzile din Tel Aviv pentru a protesta față de o reformă foarte controversată a sistemului judiciar, pe care ei o consideră dăunătoare. Oamenii au ieșit din nou în stradă de data aceasta pentru a transmite că restrângerea puterii este o valoare evrească, nu doar democratică, susțin ei. Manifestațiile nu au fost lipsite însă și de incidente atunci când protestatarii s-au îmbrâncit cu forțele de ordine. Protestele au loc în contextul în care Knessetul, Parlamentul, vrea să reformeze sistemul judiciar, astfel încât în lipsa unei constituții, așa cum este cazul Israelului, deciziile Curții Supreme să poată fi invalidate de legislativ, pentru că până acum nu au reușit să obțină nimic, oamenii sunt determinați să continue șirul protestelor. Manifestanții au ieșit în stradă cu pancarte pe care au scris împreună împotriva fascismului și apartheidului, democrația în pericol, iar unii au fluturat steaguri israeliene și ale comunității LGBT. Revenirea lui Benjamin Netanyahu la putere a adus și reluarea demonstrațiilor săptămânale. În 2020, mobilizarea a durat luni de zile împotriva premierului judecat pentru corupție. A renăscut chiar mai masiv de când noul guvern de extremă dreaptă a depus jurământul la 29 decembrie 2022. Benjamin Netanyahu a redevenit premier al Israelului după ce a câștigat alegerile legislative de la 1 noiembrie 2022. Netanyahu a preluat la 29 decembrie 2022 conducerea unui guvern format împreună cu partide de extremă dreaptă și ultraortodoxe, unii responsabili ai acestora fiind numiți în funcții cheie. Noua echipă ministerială și-a anunțat deja intențiile, printre altele, de a continua colonizarea în teritoriile palestiniene, de a realiza reforme care provoacă îngrijorări, în special în comunitatea LGBT, și de a reforma sistemul judiciar.